Când am auzit la mine cancer, eu am primit asta în științare. Să spun cinstit, nu m-am revoltat, nu m-am speriat. S-a recurs deodată, din start, la intervenții minime invazive, deci prin laparoscopie. Deci era planificată o decizie intraoperatorie definitivă, fie gastrectomie totală, fie gastrectomie subtotală. Dar foarte mult conta care este situația intraoperatorie în abdomen în timpul laparoscopiei. Eu simțeam durerea de mult timp. Și seara când veneam acasă, uneori, înspre noapte, mă durea tare în burtă. Și eu puneam doi pumni, unul pe altul, și mă culcam pe punem unul pe altul, mă culcam pe burtă și parcă amurțeam și întrece durerile. Dar ultima dată am fost așa de tare că am căzut fără cunoștință în drum. S-a decis să recurgem la o intervenție de gastrectomie subtotală cu o limfodisecție extinsă, cu înlăturarea ganglionilor limfatici. De ce? Ganglionii limfatici sunt etapa de bază de stadializare post-chirurgicală a cancerului de stomac. Și se vorbește că nu luptăm atât cu cancerul de stomac, fiindcă odată ce am înlăturat stomacul, cancerul nu mai este, dar luptăm cu, să spunem așa, urmașii acestui cancer, deci ganglionii limfatici, în care putem avea metastaze. Și din 17 ganglioni limfatici, toți curați. De aici și ne permite să spunem că pacientul este unul norocos. Mi-au înlăturat mai mult de jumate din stomac, care a rămas o lecuță. Mănânc 10 ori pe zi, 5-6 ori, câte o lecuță. Operația nu a fost grea. Mi-au făcut numai 4 găurele, așa să le numesc eu, mitele. Am stat vreo 5 zile în spital numai și m-am simțit bine și m-am dus acasă. La etapa actuală, la 2 luni de la intervenția chirurgicală, noi putem să stabilim cu pacientul, la moment, întrunește criteriile de pacient tratat. Mă simt tare bine, mănânc normal, nu mă doare nimic și doresc la alți pacienți să nu tărăgăneze, este așa mai moldovinește, să tărăgăneze durerile astea că mâine. Duceți-vă la vreme, vă rog. Cu ajutorul soției, fiicei, vinerului, eu am ieșit din durerea aceasta care am avut mai înainte. Le mulțumesc tare frumos!